Bună, sunt Andreea Mihai, consilier parental și unul dintre membrii fondatori ai platformei consilierparentală.ro. Astăzi, la invitația editurii Herald, am ales să vorbesc despre una din cărțile Aletei Solter și anume Jocul Atașamentului. Solter a fost unul dintre primii autori cu care am intrat în contact odată ce am devenit mamă și odată ce mi-am început formarea. Și pot să spun că rezonez foarte mult cu metoda ei de parenting și anume Aware Parenting, care este un parenting conștient. Ea privește cu curiozitate la istoria de viață a bebelușului, chiar de când era în pântecul mamei sale. Consideră că un bebeluș știe tot și are nevoie de noi, părinții, pentru a-l ghida. În Jocul Atașamentului, Aleta Soltel vorbește, ne explică de fapt despre ce este acest joc, care este de fapt un joc folosit pentru a putea să ne conectăm mai bine cu copiii și pentru a putea disciplina. Vă reamintesc că a disciplina înseamnă a ghida, a ne ghida copilul înspre a respecta o serie de reguli ale societății, ale vieții în sine. Jocul Atașamentului este un joc care nu are reguli, este un joc care poate fi făcut oriunde și oricând, nu are un instrumentar specific, poate fi inițiat de părinte sau de copii și rolul lui este de a spori conectarea. Jocul de atașament nu tachinăm, nu venim să facem corecții sau să ne învățăm copilul cu ceva. Aleta vorbește de 9 jocuri în cadrul acestui joc al atașamentului, ce avem, da, dacă e să ne uităm, da? Jocuri non-directive centrate pe copil, jocul simbolic însoțit de materiale specifice și aici ne putem gândi la acele păpușele sau figurine de tot felul, jocul absurd, jocul de separare celebru cu cubau, joc de inversare a raportului de putere când părintele devine copil și copilul devine părinte sau părintele devine elev și copilul devine profesorul, jocul de regresie care poate apărea atunci când avem un nou membru în familie și copilul mai mare cere din nou să fie bebeluș, activitățile de contact fizic sunt acele jocuri corporale făcute de plăcutații, au mai multă forță și mai multă energie în direcția asta, și activitățile și jocurile de cooperare. Aceste tipuri de jocuri pot fi folosite, așa cum am spus mai înainte, la apariția unui nou membru al familiei sau atunci când apare rivalitatea între frați, când putem să facem foarte bune jocuri de cooperare și noi ca părinte să devenim, dacă e personajul negativ, să le facem pe ei să se alieze împotriva noastră, de exemplu. Pot fi folosite atunci când avem, de exemplu, o serie de o naștere traumatică, o perioadă de boală, de spitalizare. Dacă probabil o să jucăm mai mult joc simbolic, copilul are nevoie să integreze și să proceseze ceea ce s-a întâmplat. Jocurile de inversare a raportului de putere sunt la fel foarte importante și utile, mai ales în perioada în care copiii intră în acea, mai zicem noi, opoziționist primar, da? Să zicem de 3 și 5 ani, când își doresc foarte mult să fie în control. Și mesajul lor este, vreau să fie ca mine, dar vreau ca tu, mama, tata, să mă iubești la fel de mult. Și atunci, astfel de jocuri vin să le dea puterea într-un anumit context, pentru ca mai apoi ei să ne lase pe noi să le fim ghizi. Cartea este plină de studii, da, încă Aleta vine și cu partea asta, da, teoretică, pe partea bazată pe evidențe, dacă vrem să zicem așa. Exemple din cabinetul ei, modul în care a folosit jocurile cu copiii ei, chiar și are și un exemplu, da, de dialog din ăsta pe care îl făcea împreună cu copiii ei. Jocuri, iară, care merg, sunt foarte drăguțe, sunt jocurile astea care pot apărea atunci când copilul folosește cuvinte urâte, da? Pe care, na, știm, ne putem auzi în orice context, pe oriunde mergem.
O carte pe care o recomand, indiferent de vârsta copilului, și aici clar că merge la copiii mici și la preadolescenți, unul dintre ele chiar și la adolescenți. O recomandare poate pentru mămicile de toddler, da, acum este o perioadă mai grea, sau mămicile de școlari mici. Desigur, pentru profesori și educatori. Și pentru colegii mei de profesie. Spor la citit. Aleta e clar unul dintre autorii care trebuie să fie în biblioteca voastră.